Statistici îmbucurătoare: după 10 luni de pandemie, aproximativ 94% din numărul total de îmbolnăviri de peste 152.000 înregistrate de la începutul pandemiei au fost tratate. Pentru comparație, această cotă era de doar 78% la mijlocul lunii noiembrie. Astăzi, în Moldova au fost înregistrate 258 de cazuri noi de COVID-19, iar 180 de pacienți au fost declarați vindecați. La ora actuală, în spitalele din țară sunt internați peste 2200 de pacienți confirmați cu noul coronavirus, dintre care 227 în stare gravă. Cu regret au fost înregistrate și 17 decese, printre care și doi medici din Cimișlia și Dondușeni. Cele mai multe cazuri, aproximativ 64.000, în continuare sunt înregistrate în capitală. Capacitatea de spitalizare rămâne la 1000, în municipalitate rămâne la 1172 de paturi și 204 de triaj. La ziua de ieri au fost internați total în spitalele municipale 680 de pacienți. La centru MoldExpo, în ultimele 24 de ore, au fost deservite 90 de persoane, testate la virus 48 de persoane, total 22 de persoane au fost depistate pozitiv. Amintim că la începutul lunii februarie, adică în cel mult 3 săptămâni, în Republica Moldova va începe campania de vaccinare împotriva COVID-19. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat deja planul de imunizare și a fost dispusă inițierea pregătirilor pentru vaccinare. La prima etapă vor fi imunizați lucrătorii din instituțiile medicale, la etapa a doua adulții cu vârsta mai mare de 60 de ani, persoanele cu comorbidități, angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, lucrătorii sistemului penitenciar și din domeniul de educație și personalul care prestează serviciile sociale. Iar la etapa a treia vor fi vaccinați tot ceilalți populații la general, în dependență de cerere și indiferent de vârstă. Potrivit autorităților, vaccinul va fi administrat gratuit. Înainte de procedură, fiecare persoană va semna un acord și va fi informată despre posibila reacție adversă în urma administrării vaccinului. În cazul apariției unor simptome, pacientul va avea acces gratuit la servicii medicale. Între timp, autoritățile continuă să monitorizeze și situația din școli. La nivel de țară, infectați cu noul coronavirus sunt 163 de cadre didactice și 102 elevi, dintre care 62 în capitală. De asemenea, în carantină sunt 4 grădinițe. În 166 de instituții de educație timpurie care activează la zi, avem 3 copii bolnavi, în autoizolare 217, cadre didactice 31 bolnavi, în autoizolare 14, în autoizolare au fost plasați copiii din 8 grupe din 5 instituții de educație timpurie. Amintim că primele loturi de vaccinuri anticovid vor ajunge în țară la sfârșitul acestei luni.